O să încep fix cu aceste cărți de lângă mine, cred că sunt mai mult de 200, mai mult decât am preconizat, după care o să continui cu ce am avut de la Bookfest și închei cu aceste multe cărți care sunt vechi din categoria aceea Oldie but Goldie, cărți foarte bune, titluri foarte bune. Dacă sunteți pe Instagram contului Cartei Parte, acolo am spus că urmează să facem un nou eveniment Biblioteca din Tren prin asociația Ai Carte, unde vom duce cărțile acestea în tren. Le-am primit, au fost donate, peste 500 de cărți, acolo am spus asta și vrem să le ducem, dar lăsăm pentru mai spre, cred că spre sfârșitul verii, să vină lumea din vacanțe și din concedii. Avem și noi acum tabăra de lectură, Ai Cartea parte în iunie, așa că mai amânăm puțin momentul. Sunt cărți pe care vreau să le citesc, Doamne, le-aș citi pe toate dacă aș avea timp, chiar dacă sunt vechi, pentru că sunt titluri foarte, foarte bune, foarte faine. Uite, de exemplu, acolo am Ulise, James Joyce, carte pe care eu vreau să o citesc și mi-am propus. Dar să începem, pentru că o să dureze până când prezint toate aceste cărți. Cum spuneam, sunt acestea de aici, primite de-a lungul timpului, n-am mai făcut de multă vreme un book haul și cele de acolo avem de la Bookfest ceva și vă spuneam, închei cu acelea. Eu sunt Roxana de la Cartea Parte, mulțumesc că sunteți aici, abonați-vă, dați click pe clopoțelul de notificări și haideți să dăm drumul la treabă. Încep cu cea mai nouă, asta este Iv cel Naiv. Am primit și o agendă foarte drăguță. Iv cel Naiv a avut lansarea de carte, a fost un spectacol, lectură augmentat, senzorial, foarte interesant ce s-a întâmplat acolo. Pe Iv cel Naiv îl vom avea și la radio pe 15 iunie. Și apropo de emisiunea la radio, se termină pe 15, este ultima emisiune din acest sezon, pentru că intrăm în vacanță. Și radio-ul Tananana, dar și emisiunea Ai Cartea Parte. Și de la Iv cel Naiv, am pus-o tocmai acolo, stați să văd dacă reușesc să mă întind către ea. Am primit și o sacoșică foarte drăguță, așa de cititor și îmi place foarte mult. Îmi place și culoarea, non-culoarea negru, de la Humanitas, Eu te-am făcut, te omor, așa cum se numește și cartea, Iv cel Naiv. Și vreau să citesc cartea. Anul acesta încercăm. Mai departe, am primit, aici sunt mai multe cărți de la Act și Politon, o editură care îmi place foarte mult pe partea asta de dezvoltare personală. Următoarele tale 5 mutări, stăpânește arta strategiilor în afaceri. Cred că m-au citit că sunt și eu în devenire un antreprenor, că sunt un mic freelancer și am nevoie de ceva sfaturi și sugestii să învăț această artă pe zona de manageruit și de educație financiară și nu numai, așa că majoritatea cărților sunt din zona asta și cred că îmi prind foarte bine. Tracțiune, preia controlul afacerii tale. Regula 10X, singura definiție dintre succes și eșec. Preia controlul, la fel, din seria Tracțiune, deci acolo este o întreagă serie. Cum mi-am construit afacerea, iar o carte foarte interesantă. Salt în antreprenoriat, ai calitățile necesare pentru a deveni antreprenor. Cred că cu asta ar trebui să încep. Umanocrația, creează organizații minunate precum oamenii din cadrul lor. Am nevoie pentru organizarea evenimentelor și taberelor de lectură Ai Cartea Ai Parte. Mitul antreprenorial, altă carte de la ei. Start în antreprenoriat, o altă carte, și asta este scrisă de Cristian Onețiu. Mai avem principii, asta avea și o copertă, ce-ai făcut cu ea? Și era foarte faină coperta aia, sper că n-am aruncat-o din greșeală, nu, n-am aruncat-o. Dar am înțeles că asta e și foarte bună și uitați cât de mișto este scrisă, cât de mare este scrisul. Chiar mă interesează asta și îmi place grafica, arată bine. Ia că am văzut ceva pe aici. Îmi plac titlurile astea mari. Mai departe, o carte pe care o citesc în prezent și sunt la jumătatea ei, este scrisă de Vlad, Acum e doar acum. Este o colaborare această carte, o să avem o recenzie la cartea respectivă. Nu sunt plătită în acest moment să promovez cartea sau să o prezint aici. Colaborarea are deja loc, dar nu m-a plătit extra pentru această prezentare, pur și simplu o fac din dragoste pentru carte și pentru că m-a prins cartea respectivă. Mi-a lăsat și un autograf foarte drăguț aici, așa că abia aștept să o termin și să văd cum se încheie povestea lui Vlad. Librăria din Teheran, carte pe care am pus-o în plan, cred că în Book Club anul acesta s-ar putea, nu știu dacă o să o punem. Mai avem Izabela Iende, Violeta, Cofetăria cu miracole, la fel cred că o pun pentru vara aceasta 2023, care arată bine, foarte drăguță coperta. Harry Potter, iată, la fel, un club de carte, dar pe asta o las aici pentru că
Acolo avem altă serie de comentat și de povestit de la Bookfest. Revin. Sufletul lumii, m-am gândit să o avem pe Camelia Cavadia la un club de carte din vară și poate o avem și invitată. Cum să trăiești în stil japonez? Carte care a nimerit la mine, pentru că în taberele de carte avem și cărți, iar la Blind Date with the Book toate cărțile sunt ambalate și nu știm ce avem înăuntru. La mine a nimerit aceasta și n-am citit-o încă, dar îmi place. Îmi plac japonezi în general cum scriu, exceptându-l puțin pe Murakami, am avut așa mic. Chiar că vlogul acesta apare cu o seară după, însă noi luni seara avem club de lectură la Murakami. Apoi o carte pe care nu cred că am prezentat-o aici, Darul 12 lecții care îți vor salva viața și de aceeași autoare, Dr. Edith Eva Eger, Alegerea. Am auzit lucruri bune despre ea. O carte superbă, mă laud că am citit-o. Am primit-o de ziua mea de naștere, când corpul spune nu. Și pe cea pe care o aveam eu în celălalt exemplar, am vândut-o la iCarte Book Fair. Cineva a vrut să o cumpere și mă gândeam că o voi vinde, pentru că sigur cineva trebuia să fie interesată de cartea asta. E foarte faină și mi-a plăcut foarte mult coperta asta, mi se pare o ediție specială asta, așa că am păstrat-o pe cea pe care am primit-o cadou și am dat-o pe cea pe care am cumpărat-o eu la momentul respectiv când am citit-o. Apoi avem Eseuri de îndrăgostit, Alain de Botton, dacă am citit bine. O altă carte primită, Vintage este cartea asta, Fitzgerald, Tender is the Night. Am zis că poate mai citesc și eu niște cărți în limba engleză și iată cineva a fost drăguț și mi-a și oferit-o. Cartea Blestemelor, mă tot țin să-l citesc și eu pe Andrei Ruse într-o bună zi și să-l invit și la radio. Avem aici cărți primite de la editura Orizont, nu greșesc, sper, editura Orizonturi, mă scuzați, Cafeneaua lui Socrate și 100 de evenimente de cultură generală. Am mai primit ceva de la ei, dar le-am casa mea e plină cu cărți, mai am un colț acolo cu alte cărți și cred că se află și celelalte. John Steinbeck, Strada Sardinelor, Nobel pentru literatură, carte primită de la Litera, cred că mi-au trimis-o odată cu cele care au fost pentru Biblioteca din tren. Corina Ozon, Povești scrise în palmă, mi-a oferit-o la un târg de carte, nu mai știu exact și nu cred că v-am arătat-o, Purgatoriul Îngerilor și Măștile Fricii, cărți primite de la Camelia Cavadia, despre care v-am spus. Am avut o invitată la radio și a fost drăguță, mi-a adus multe buchete de trandafiri și cărțile sale. Îi mulțumesc încă o dată. Aici cărți primite de la Humanitas, autori români contemporani pe care sper să-i și avem invitați, Ruxandra Burcescu, Instabil, Străinătate, Augustin Cupșa și Cosmin Leucuța, Cerul ca oțelul. Mai avem Roxana Dumitrache, Papa Nicolau și alte povestiri foarte, foarte scurte. Roxana a fost și ea invitată la radio și mi-a adus cartea pe care încă nu am citit-o. Aici o carte pe care am luat-o de la iCarte Book Fair, târgul de carte, iCarte, pe care l-am mai promovat în social media. Găsiți toate informațiile iCarte, iParte Instagram, iCarte, iParte grupul privat pe Facebook. Și am luat asta, Alfabetar de sexologie 2.0. Vedem ce-o fi cu ea, mi-a atras atenția, normal că mi-a atras atenția. 1000 de corăbii, o carte primită de la Pandora Anansi Contemporan, editura 3. Mai avem aici, cred că tot de la Orizonturi, da, iată că credeam că nu le am aici, Necunoscuta de la Wildfell Hall, Annie Bronte și Colin McCullough, autoarea celebrului roman Pasărea Spin, Doamnele din Missalonghi. Aștept să ajung cândva la ele. O carte superbă, am primit-o de ziua mea de naștere, Mihai Bălăceanu, care este și moderator în comunitatea iCarte iParte de pe Facebook, în grupul privat, mi-a adus această superbă carte, foarte frumos creată, Parfum, o istorie grandioasă. Arată foarte, foarte frumos și de citit și de răsfoit din când în când. Sper să ajung să îmi fac timp pentru ea, pentru că îmi plac parfumurile. Sunt mare fan parfumuri. Ia uite, Yves Saint Laurent. Am și unul superb, care miroase 3 zile. Apoi, mai tot de la carte Book Fair, mi-am luat Cartea Înțelepciunii, Dalai Lama. Mai avem Cum să fii o lady, mic tratat de eleganță. De la 3 avem aici, da, 3 cred este grupul Pandora, Confiteor,
cât nu s-a vorbit despre cartea asta în grupul Ai Cartea-i Parte, pentru că lumea a citit-o deja înaintea mea, Scrisori către Felis, Franz Kafka, n-am citit încă nimic de Kafka, poate citesc pe asta, și tot de la el, Jurnal. Nu prea stau eu bine cu jurnalele, nu știu de ce am vrut eu cartea asta, pentru că stau greu cu jurnalele scriitorilor. Sunt interesante, dar nu știu, merge foarte greu cititul la ele. Haideți să trecem, mai am aici de la editura universitară două cărți foarte importante, mi le-am dorit foarte mult, le mulțumesc foarte mult că mi le-au trimis. Pentru cine nu știe, eu fac meditații la limba română cu străinii care locuiesc în România, prin Zoom sau la cafenea. Și am început cu aceasta, Starteler, manual de limba română pentru cetățenii străini. Mă ajută foarte mult. Am găsit mici greșeli de limba română sau virgule lipsă sau nu mă luați în seamă, eu sunt aceeași Roxana care ține cont de, mai ales când vorbim despre editură universitară și filologie, adică am așteptarea asta să fie 100% corect, dar eu sunt o gramar nazistă, uneori nu mă luați în seamă, cum spuneam, și nu contează pentru că expații străinii cărora le predau eu, ei nu văd și nu se sizează și n-au de unde să știe aceste greșeli, doar eu le spun cum este corect. Deci cred că ar trebui să treacă pe la mine o carte din asta înainte să fie publicată, să dau eu bunul de tipar pentru că sunt foarte atentă la greșeluțe. Mai avem aici, nu știu de la cine, Originile tale, de la editura 3, asta e nouă apărută, psihoterapeută de cuplu și familie. Eliberează-te de tiparele familiale, trăiește-ți viața și dă-ți voie să iubești. Mulțumesc! 3, citesc genul acesta de cărți, aștept să ajung la ea. Aici, de la Litera ceva, și de la Litera urmează să primesc Lizoanca la 11 ani de Doina Ruș, abia aștept să citesc cartea aia, de multă vreme îmi doresc să o citesc, dar nu a mai fost, acum s-a reeditat și a ieșit din nou pe piață. Și poate facem un club de carte la Lizoanca și doamna Ruști vine alături de noi la clubul respectiv să vedem ce reușim să obținem. Vă anunț la momentul respectiv. Aici, da, pentru că îmi doresc să citesc și eu autorii noștri, Liviu Gestan cu Salamandre și Radu Găvan, Iisus din Întuneric. Pe Liviu l-am avut deja în emisiunea Ai Carte la Radio, pe Radu Găvan îl vom avea săptămâna viitoare. Fiți pe fază, tananana.ro, emisiunea Ai Carte de la ora 20. Și acum să trecem la editura Art și Arthur și Musai și Paladin. Le mulțumesc foarte mult pentru că le-am spus că îmi doresc foarte tare să citesc Harry Potter și cum toată lumea pe Instagram a spus că nu este târziu și poți citi Harry Potter la orice vârstă, m-am gândit să încep deja anul acesta să nu mai amân, pentru că de 2 ani spun asta, dacă vă aduceți aminte, ultima dată când am făcut un vlog și am vorbit despre Harry Potter a fost în 2020, cred, pardon, uite cum s-a dus la valiera, sper că mă mai auziți, în 2020 sau 2021, nu știu, știu sigur că am vorbit într-un vlog pe YouTube, dar și pe Instagram am tot promovat asta, că eu mă apuc de citit Harry Potter. Iată că e momentul, cei de la Arthur mi-au și dat aceste cărți, le avem pe toate. Pe toate și una este extrem de groasă, nu știu în cât timp o să o citesc. Ia uitați-vă, nici nu le-am desfăcut și nici nu le desfac, le țin frumos în țiplă, pentru că întâi mă apuc de prima, dacă îmi place prima, normal, continui și cu celelalte. Pe asta am luat-o de la Ai Carte Book Fair, deci târgul ăsta de carte organizat de Ai Carte Ai Parte, implicit de Roxana Brănișteanu, la care a fost alături de mine Luisa N, blogger și PR, și m-a ajutat foarte mult în organizarea acestui eveniment. Cum spuneam, la acest târg de carte am avut târg de carte, exact cum îi spune numele, Book Fair, asta înseamnă târg de carte, adică mai mulți expozanți au adus cărți din biblioteca personală și noi am cumpărat între noi, dar și cele câteva sute de cititori, că au venit mai mulți cititori, peste 300 cred că au intrat, ne-au călcat pragul în acea duminică de 7 mai și una dintre cărți pe care am găsit-o la unul dintre expozanți a fost Harry Potter, prima carte. Așadar, abia aștept să mă apuc de ea. Să continuăm aici. Cred că mai am ceva în afară de Harry Potter. Termin cu ele. Deci acestea. Haideți, cine se bagă cu mine la club de lectură Harry Potter? Indiferent de vârstă, băgați-vă. Că sunteți adolescenți, că sunteți adulți, citim Harry Potter vara asta, vreți? O să fie mișto.
Cum spuneam, mai am niște cărți. Emilia Toma, Terapie pe salteaua de Pilates, a reeditat această carte pe care eu am citit-o atunci când, nu mai știu, nici chiar când a apărut, când am cunoscut-o pe Emilia și îmi place foarte mult. Are și niște ilustrații foarte drăguțe pe aici. O găsiți la Emilia Toma, cred că are și site, dacă nu pe Facebook, Instagram. Mi-a plăcut, îmi place coperta, chiar îmi place, mi se pare mult mai reușită decât ediția anterioară de la Terapie. Și pentru că la radio vreau să mai aduc un invitat special, este vorba despre domnul Dumitru Constantin Dulcan și am sunat să întreb ce cărți ar trebui să citesc sau cu ce să încep, necitind niciodată nimic de la dumnealui, și mi s-a zis că aceasta, Cuvinte alese, mi-a atras și mie atenția pentru că e formată din foarte multe citate și e ușor de citit, după care Inteligența materiei, este și ediție universală. Deci cu acestea două cred că am să încep de la domnul Dulcan. Bun, trecem la următoarele, la cărțile vechi de mulți, mulți ani de zile, cărți negrite de vreme, dar cărți foarte bune cu titluri excelente. Știu că le spun așa pe repede înainte, nu vreau să fac un vlog foarte lung cu ce cărți am citit, pentru că pentru asta avem book review. Dar vreau doar să vă arăt aceste titluri, poate unele dintre ele vă fac cu ochiul să le căutați, să le citiți, ori poate le-ați citit deja, depinde de generația, de vârstă. Oameni, ani, viață. Avem aici Ilia Ehrenburg. Marin Sorescu, Tușiți. Vreau să citesc, recitesc Marin Sorescu, n-am mai citit de multă vreme, dar de ce mă întind eu așa, că aș putea să le trag mai aproape de mine? Mamă, știți cât am muncit să le așez? Știți cât am șters la praf? Ai, dacă n-am înghițit în ziua aia, deci 7 cutii de cărți am umplut în mașină, era mașina full, nu mai aveai loc să arunci un ac. Le-am dus la unul dintre prietenii mei care stă la curte, le-a depozitat într-o fabrică acolo unde are el loc și restul n-am mai avut cutii, n-am avut unde să le mai pun, așa că le-am adus frumos cu brațul, am cărat aproape în cărcă, am mai luat și cu de ghiozdanul și tot așa. Și iată ce frumos sunt aranjate. Dar eu vreau să vi le prezint vouă, după care o să le rearanjez, îmi găsesc eu timp. Trecem mai departe, Preludiul vieții, Vasili Ajaev, Făgăduiala, Dürrenmatt, sunt unii autori de care n-am auzit, Tom Jones, avem aici Fielding, mai avem Pascal Bruckner, Palatul Chelfanelli, Erich Segal, Poveste de iubire, pe astea două, de fapt amândouă, îmi fac ochiul să le citesc. Mai avem Goethe, Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister, unele sunt multe volume, dar probabil se află și în celelalte cutii pe care le-am depozitat. Notre Dame de Paris, și asta este pe lista mea, Victor Hugo, Miserabili, am citit deja, le dau și-o mai departe cuiva care vrea să le citească, Enigma, antologia Enigma, Memoriile marchizului de Bradomin, continuăm cu Alexei Pisemski, La cumpăna veacului, Orașul și muntele, mai avem Tratat despre zgârciți, Capitan de Plai de Alexandria, asta eu mi-am cumpărat-o dintr-un anticariat, deci am pus-o aici, că nu vreau să o dau, am zis că vreau să o recitesc. Alexandre Dumas, Ascanio, La Medeleni, Doamne, vreau să recitesc La Medeleni, dar am un alt format mai nou, știm deja, Teodoreanu, Hanul zburător, Chesterton, Sărutul lui Salome Jane, iată editura Univers. Continuăm cu Marivaux, Trăsura împotmolită, Farsamon sau Noile nebunii romanești. Aici avem Ludwig Tieck, Victoria Acorambona. V-am zis că unele îmi sunt necunoscute, le citesc mai greu. Gogol, Suflete moarte, am și eu de la Humanitas, cred. Istoria naturală, Buffon. Învățătoarea cu ochii de aur. Iar la Medeleni, sunt multe exemplare, asta e luată tot de mine, Romulus Lal, Temerarii. Asta, La răscruce de vânturi, mamă, pe asta trebuie să-mi o pun deoparte. Deci când o să umblu iar în ele, sau pot să mi le pun deoparte acum, dar nu mai am loc, trebuie să-mi creez o nouă bibliotecă. Pe asta vreau să o citesc, că n-am citit La răscruce de vânturi, doar am văzut film. Cavalerul Darmental, Alexandre Dumas, colecția asta există și în biblioteca părinților mei la țară și îmi place foarte mult colecția respectivă. Miroslav Krleza, Banchet în Blictuania. Citise în Banchet în biblioteca. Există titlul ăsta? Pot să-l fac eu. Cavalerul de Moleon, la fel, Alexandre Dumas. O întâmplare din Chicago. Aici avem romanul secolului al XX-lea, Angus Wilson, Atitudini anglosaxone.
Boccaccio, oh, Decameronul, mamă, Decameronul este și pe lista mea. Hai să vedem ce mai avem noi aici. Adio Arme, Hemingway, Mazo de la Roche, Jalna, Comedianții, Graham Greene, Prin Taigawa Extremului Orient. Prin Taigawa Extremului Orient. Povestiri cu Staffi, Mario Soldati, e italian. Expediția Brendan, Brendan, Comorile Incașilor. Dacă știți de ele, scrieți-mi, dacă ați citit vreuna dintre aceste cărți. Boileau, Narcejac, Complot. Știți că aveți opțiunea live aici, deci puteți să scrieți, cred, în timp ce merge acest vlog. Îndrăzneții în Ving, Edgar Wallace, Substituirea, James Joyce, despre care vă spuneam că sunt cărți pe care mi le pun deoparte și le voi citi, Stendhal, Jurnal, Gustave Flaubert, Doamna Bovary, eu am citit-o de mult timp, Capitanul La Fortune, Întoarcerea lui Phineas Finn, Greșala, Greșelile, ce scrie? Cireșele din cimitir, Gabriel Miro, poveste de dragoste, ce e asta? Pare interesantă. Titlul ăsta, Cireșele din cimitir, chiar mă atrage. Părerile despre viață ale motanului Muir și alte povestiri, iubitorii de motani de pisici, aveți aici o carte interesantă, dați să mă dau mai așa. Dar Roxana, scoate-le liniștită, că ai, la noapte stai să le aranjezi, să le pui din nou. Excluza, Exclusa, Luigi Pirandello, O lumină se apropie pe mare, Piața Washington, Veneția, iarna, și asta mă interesează, că vreau să ajung și eu la Veneția, Stoicul, Theodor Dreiser, și mai avem aici Alexandre Dumas, Robin Hood. Ia uite ce copertă frumoasă, doamne, frumoase cărțile astea, deci nu mă satur să le să spun asta. Continuăm, avem Aventurile lui Peregrine Pickle, Alexandre Dumas, Doctorul Misterios, Fica Marchizului, asta se află și la mine în bibliotecă, la țară, Peripețiile lui Philip, Aventurile lui Peregrin, din nou este volumul 2 acesta, Un cuib de nobili, Turgeniev, și asta e o carte care mă interesează. Mă interesează orice de Turgeniev, că nu l-am citit până acum. Vintilă Corbul, pe aceasta am primit-o, Iubirile imposibile ale lui Petronius. Nu știu când am să o citesc, sinceră să fiu, am primit-o la târgul de carte, ai carte Book Fair, de la una dintre fetele care erau expozanți acolo, pentru că m-a văzut că mi-am luat Vintilă Corbul, Dinastia Sunderland, îmi doream foarte mult, dar nu știu dacă o să citesc și altceva de la Vintilă Corbul. Avem aici Povestiri din Australia, Istorisirea vieții scutierului Marcos de Obregon, Veneția, iarna din nou, Martin Walser, Dincolo de iubire, Un cal hăituit. Cred că sunt două cărți aici, da. Nu? Sau și asta e o carte? Și asta e o poveste, adică? Familia Busardel. A, nu, scuzați-mă, asta e nume, mă, e autor. N-ai auzit, Roxana, de Martin Walser? Walser? Nu, n-ai auzit. Nu sunt chiar așa cultă cum poate se înțelege de altcineva pe aici. Sunt deșteaptă, citesc cărți, dar nu știu toți scriitorii și nici toate cărțile pe care le-au scris aceștia. Familia Busardel sau Bous, ce naționalitate ești? Nu este francez? Este Busardel? Se citește așa? Eu cred că da, este francez. Ernesto Sabato, iată, mă laud și eu, l-am citit pe Ernesto Sabato, nu știu de William cum îl cheamă acolo. Abaddon, Exterminatorul. Mai am o carte, la fel, Viața și isprăvile iscusitului Guzman de Alfaraș. Dacă o-i fi citit bine și pe asta. Ar trebui să tai partea asta cu dacă o-i fi, dacă o-i fi, că par dobitoacă. Arta de a nu scrie un roman. Jerome, asta mă interesează în mod deosebit și îmi și place cum arată cartea. Și cred că o să o citesc chiar pe asta. Povestiri de Mihail Sadoveanu. V-am zis că am vrut să-l avem la clubul de carte din tabăra de vară, tabăra de lectură, pe Sadoveanu cu Baltagul, dar lumea s-a cam ferit de Lăpușneanu sau Baltagul și atunci am renunțat. Am rămas tot la Murakami. Cervantes, Don Quixote. Au fost 16. Doamna de la Fayette.
Principesa de Clev, dar nu-mi place cum e scris pentru că abia se înțelege, trebuie să te chinuiești un pic. Jacques Roumain, Stăpânii apelor, Lucian Penescu, Diamante în umbră, Părintele, Galeriu, Jertfă și Răscumpărare, se mai vede aici, eu mă mai văd, Dona Alba, o am aici pe Dona Alba, ceva mai nou, colecție mai nouă, O cunoștință întâmplătoare, ceva minuscul, Superbancuri, pentru toate gusturile, Ala, Recherche du temps perdu, mamă, dar asta e și frumoasă. În franceză, Roxana, de citit, că ar cam trebui să-ți mai exersezi și tu franceza aia. Doamne, dar ce frumoasă e! Superbă carte! Superbă! Trebuie de păstrat la colecție, neapărat. Manuel Scorza, Garabombo, Invizibilul. Augustina Besalui, Sibila. Bă, de ce nu știu de autorii ăștia? Mă simt incult acum. Și nici nu i-am, normal că am stat să muncesc, să așez cărțile, să le șterg de praf, care încă există praf. Eulenspiegel avem aici, Gonzalo Torrente, Bucurii și umbre, le mai vedeți, le mai prezint bine, Darul lui Humboldt, hai că se vede, nu? Bacovia, Plumbul vieții mele, cât m-a chinuit la școală, băi, nu înțelegeam nimic din plumb. Nu înțelegeam, dar îmi plăcea, era ceva foarte ciudat. Îmi plăcea foarte mult și m-am chinuit să învăț, deși erau câteva versuri, adică nu era lungă poezia Plumb. Mi-a plăcut mult. Iar Hugo cu Mizerabilii, pentru că este, așa cum am citit-o și eu, în 5 volume. Dacă vrea cineva și nu are, dați-mi de știre. Victor Hugo, versuri. Bă, n-am știut că Hugo a scris versuri până să văd această carte. Sarcasm și ideal, avem aici pe HD-ul. Panait Cerna poezii, Mănăstirea din Parma, Casa blestemată de ibanez sau ibaniez, Patul lui Procust, Camil Petrescu, Sadoveanu, Creanga de aur și Viața lui Ștefan cel Mare, iarăși Mizerabilii, mai avem aici pe Balzac, Femeia la 30 de ani, Istoria celor 13, am citit doar una, Femeia la 30 ani, Baina el Kasrain, este arab, Naguib Mahfouz, cred. Maimuța albă, Comedia modernă, Lingura de argint, Comedia modernă, la fel. Continuăm încă un Mizerabilii, primul volum. Aici avem Proprietarul, Four Style Saga, Cântecul lebedei, Comedia modernă, Printre portocali, Kinkas Borba, iar Naguib Mahfouz, același autor, cred că arab, spuneam, nu sunt sigură, în Egipt, egiptean scrie aici, Cartea de la San Michel, Barbaro, Masa din lemn de măr, Nopți reci, iar Mizerabilii, Cartea de la San Michel, sunt două volume din ce văd, opa, zboară. Țăranii de Raymond, stați să le mai pun jos, am amorțit un pic, mai am baterie la cameră, mai am. Țăranii, din nou, Țăranii, volumul al treilea și Țăranii, volumul al patrulea. E, dacă îl văd de atâtea ori pe acest titlu, dacă văd Țăranii de atâtea ori, de la țară sunt și eu, păi ar trebui să citesc aceste volume. Continuăm cu John Galsworthy, avem aici mai multe cărți, vreo 3 din ceva, nu 2, pardon, că asta este saga asta, cred că e sub colecție sau sub categorie de la BPT, mă gândesc. Apoi avem, uite, De închiriat și Deșteptare, deci da, sunt două povești acolo, Mănăstirea din Parma, Jane Eyre de Bronte, n-am citit până acum. Ne apropiem de final, Comedianta e 1 și Frământări al doilea, adică al doilea titlu, al două povești. Mai punem jos că se dărâmă teancul. Dialoguri și anecdote filozofice, încă o dată Dona Alba. Eu sper că lumea va citi aceste cărți. Dacă nu, sunt frumoase, oricum sunt superbe de pus în bibliotecă, chiar dacă le pui doar așa de atrage atenția că există biblioteci cu cărți în tren. Și
le punem și pe celelalte noi, nou apărute de la edituri, pe care să le citească oamenii. Povestiri din Australia și obstacole, Purpura, colecția romanului istoric. Aici avem Vicarul din Wakefield și Păianjenul Negru. Ce frumoasă e și asta! Ce îmi place! Îmi plac coperțile multora dintre aceste cărți. Raport către El Greco, Kazantzakis. Wow, n-am mai citit de Kazantzakis de la Zorba Greco. E singura carte pe care am citit-o de la el. Avem Victor Hugo, din nou Cocoșatul de la Notre Dame, să văd ce îmi păstrez și eu de aici, pentru că vreau să-l citesc pe Cocoșat. O lume pentru Julius. Oamenii mării, Victor Hugo. Adio, de Honoré de Balzac, și nu știu această carte. Peripețiile năpăstuitului călător. Satire, de Juvenal. Saloanele gotice. Orașul cu salcâmi și accidentul, de Mihail Sebastian. N-am citit niciuna dintre ele. Tăcerile sau viața unei femei. Fecioarele despletite, Hortensia Papadat Bengescu. Sandra Belloni, George Meredith. Nu știu, nu cunosc. Alexandre Dumas, Gemenele. Arată groaznic această carte, dar acest titlu mă interesează. Aș citi mai mult de Dumas, sinceră să fiu. Mamă, ce m-am morțit, mi-am morțit piciorul, nu mai pot. Scara de nori și de piatră, alte glasuri, alte încăperi. Truman Capote, nu l-am văzut niciodată pe aici, prin cărțile vechi. Aici avem Orestia, La cumpăna veacului, două cărți, dacă vă sunt cunoscute, dacă nu le fac eu acum cunoscute. Regina Margot, bă, despre... uite, o goangă! Hey, what the hell, nu pot să o omor. O goangă. Regina Margot este volumul 2 și 1 unde este? Deci despre Regina Margot am scris eu în romanul Dragostea pe strada mea. Spuneam că am avut o profesoară de limba franceză, partea aia, bucățica aia cu profesoara mea de limba franceză, care m-a poreclit, mi s-a cadea parcă în clasa 3-a, nu mai știu. Deci bucățica aia din romanul pe care l-am scris, Dragostea pe strada mea, este reală. Dacă n-ați citit acel roman, vă invit să o faceți. Cele două Diane, Alexandre Dumas, ambele mă interesează, astea două, și Lorelai de Teodoreanu. Și tu vei fi țărână, cămașa arsă. Deci mă gândeam acum, vă dați seama, mie profesoara de franceză mi-a spus despre Regina Margot în clasa a doua, a treia și eu n-am citit-o nici până la anii ăștia. Trebuie să schimb acest lucru urgent. Jean-Louis, Honoré de Balzac, și încheiem cu eu, supremul Augusto Roa Bastos. Și asta este, doamnelor și domnilor, stați, că nu mai pot. Am stat prea mult pe vine. De ce m-am pus pe genunchi, pe picioare? Cam atât am avut să vă vorbesc și să vă prezint. Cine vine acum să mă ajute și pe mine la aranjat de cărți? Cine vine să mă ajute? Că nu mai pot, am obosit. La mine acum este luni, după amiază, ora 17. Cred că atât s-a făcut ceasul. L-am și la mână. Este 16:30. Bă, m-am mișcat bine. Am prezentat bine și rapid cărțile astea. Mă pregătesc de clubul de lectură. Mergem la Murakami, la cafeneaua K53, care se află vis-a-vis de Facultatea de Drept din București. Avem persoane care participă atât fizic cu mine la cafenea, dar și persoane care intră prin Zoom. Continuăm vara aceasta. Cred că în luna iunie vom avea club de carte la Jane Austen, pentru că n-am citit Rațiune și simțire și o am în lista mea de cărți de citit. Și cred că în iulie sau august vom avea autor român contemporan. Surpriză, păstrăm. Nu știu dacă va fi Cameria sau alt autor, dar ne vedem. Vă aștept să vă înscrieți la cluburile de carte. Mă găsiți pe Instagram, contul Icartei Parte, Facebook în grupul privat Icartei Parte și aici pe YouTube, dacă v-ați abonat. Mulțumesc! Nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Eu sunt Roxana, în fiecare joi, ora 20, emisiunea iCartei Parte live pe tananana.ro. Mulțumesc!